unde colaborarea aceasta cu Mira Dauer? Colaborăm de din 2009. Ați avut foarte multe spectacole pe foarte multe. Da. Foarte multe, foarte frumoase. Ea este copilul nostru. Noi suntem copiii ei pe plan muzical și pe plan artistic și ne creștem unii pe ceilalți. Povestește-mi puțin despre ei, despre acest proiect al tău. Sunt un norocos că am acești minunați copii. Iată a ajuns și Mirabela, te rog. Nu putem să ne pupăm. Nu. Vorbeam despre copilașii cu care ai cântat acum, așa. Dragii de ei. Da. Așa, sunt un norocos pentru că am acești copii care sunt mai mult ca un cor. Noi suntem o familie, așa ne-am învățat, așa ne-a învățat Mira, așa ne-au învățat oamenii din jur, pentru că nu doar eu și Mirabela facem aceste lucruri minunate. Suntem o echipă întreagă. Stimatele spectatori, Mirabela se va schimba, are ținute speciale făcute pentru gala Drag de România Mea și în partea a doua va avea mari surprize, pentru că vor fi alături de ea foarte mulți prieteni. Foarte multe surprize și toaletele mele trebuie să amintesc că a fost alături de mine prietena mea de o viață, Liza Panait. Ea m-a ajutat la tot ce se întâmplă Mirabela Dauer, cu înjurături, cu bătăi, cu scandal, că eu nu am ascultat, acum o ascult, sunt cu minte. Mulțumesc, Liza. Era 50 de ani de carieră, pentru că tu ai 50 de ani de viață, la cum arăți, la cum te porți, la cât de tânără ești în interior și în exterior. Ce să-ți spun? Fii sănătoasă, ai o carieră frumoasă. Dacă ai 50 de ani de carieră și restul cât știm noi înseamnă că ai îmbătrânit frumos, să fii sănătoasă, ești o persoană elegantă, ești o persoană iubită, te iubim foarte mult, sănătate multă și să fii fericită.